În armată, la transmisiuni, aveam rețea de urmărire și tablou de recunoaștere. Urmăream și înțelegeam care post era străin și care era al nostru, pentru că uneori intrau în rețea și posturi străine. Tot așa și omul trebuie să-și urmărească gândurile și acțiunile sale, ca să vadă dacă sunt în acord cu poruncile Evangheliei, să-și surprindă greșelile și să se nevoiască să le îndreptem pentru că dacă lasă o greșeală așa, ca să treacă neobservată, sau atunci când îi arată cineva vreo neputință pe care o are și nu stă să se gândească la ea, nu poate spori duhovnicește. Cercetarea de sine este cea mai folositoare dintre toate cercetările. Cineva poate cerceta multe cărți, dar dacă nu se supraveghează pe sine, toate cele citite sunt zadarnice. În timp ce dacă ia aminte la sine și mai și studiază puțin, se folosește foarte mult. Atunci purtarea lui devine fină în toate manifestările. Altfel va face greșeli mari și nici măcar nu și va da seama. La colibă observ următorul fapt. Vizitatorii mă văd că aduc buturugile din celălalt capăt ca să se așeze dar când se ridică să plece, nu se gândesc cine va merge să le aducă la locul lor. Sau văd că aduc o buturugă și, neavând altele să stea, nu se duc să aducă, ci așteaptă să le aduc eu. Dacă s-ar fi gândit puțin, ar fi spus, Bine, dar suntem cinci-șase oameni, să-l lăsăm oare să care singur atâtea buturugi din celălalt capăt? Și tac-tac s-ar fi dus și le-ar fi adus, Părinte, o soră mai mică m-a întrebat, atunci când era monah începător, părintele nu a avut cădere în nevoința sa? Nu i-a trecut prin minte niciun gând de-a stânga? N-a căzut în judecarea aproape lui? Atunci când mi se întâmpla ceva în nevoința mea sau îmi spuneau vreun cuvânt, nu le treceam neimpozabile. Părinte, ce înseamnă neimpozabile? a trece cineva peste greșelile lui cu nepăsare, a nu-l atinge, a trece pe din afară. Precum pământul atunci când se întărește, oricâtă ploaie ar cădea, nu absoarbe apă în el, un lucru asemănător se întâmplă și în cazul acesta. Se întărește ogorul inimii din pricina nepăsării și orice ei spune, orice s-ar întâmpla, nu-l atinge ca să-și simtă vinovăția și să se pocăiască. Dacă, de pildă, cineva îmi spunea că sunt fățarnic, nu spuneam, vremerea să aibă cel ce mi-a spus aceasta, ci căutam să aflu care a fost cauza care l-a silit să spună cuvântul acesta. Se întâmplă ceva, îmi spuneam. Nu este de vină acela. Nu am luat aminte la ceva. Am dat oarecare pricină de s-a smintit de purtarea mea. Nu se poate să fi spus aceasta fără motiv. Dacă aș fi luat aminte și m-aș fi mișcat mai cu prudență, nu s-ar fi smintit. L-am vătămat și voi da socoteală lui Dumnezeu de aceasta. Și încercam imediat să aflu greșeala mea și să o îndrept. Adică nu cercetam de ce a spus-o acela. Dacă a spus-o din invidie, din ură sau a auzit-o de la altul și a înțeles-o altfel. Nu mă preocupa aceasta. Și acum, în toate cazurile, tot așa fac. Dacă, de pildă, îmi spune cineva un cuvânt, nu mai dorm. Și dacă este așa cum spunea acela, mă mâhnesc și caut să mă îndrept. Iar dacă nu este așa, tot mă mâhnesc, pentru că mă gândesc că am greșit eu în ceva. Nu am luat aminte undeva și l-am smintit. Nu arunc greutatea asupra altuia, ci cercetez felul cum va judeca Dumnezeu ceea ce am făcut, nu cum mă văd oamenii. Dacă nu cercetează omul lucrurile în felul acesta, de nimic nu se va folosi. De aceea, de multe ori spunem despre cineva, acesta și-a pierdut controlul. Știți când se pierde controlul? Atunci când omul nu se supraveghează pe sine. Când cineva suferă cu mintea și nu se poate controla pe sine, are circumstanțe atenuante. Dar cel care are minte, dacă nu-și controlează faptele sale, deoarece nu se supraveghează pe sine, unul ca acesta nu are circumstanțe atenuante. Când vă cercetați pe voi înși vă, foarte mult ajută ca uneori să vă luați viața la rând, din vârsta copilăriei, ca să vedeți unde ați fost, unde sunteți și unde trebuie să vă aflați. Dacă nu veți compara trecutul cu prezentul, nu vă veți putea da seama că, deși s-ar putea să fiți într-o stare oarecum bună, totuși nu vă aflați acolo unde ar fi trebuit să fiți, și astfel îl mâhniți pe Dumnezeu. Când cineva este tânăr și se află într-o stare nu foarte bună, se justifică, dar atunci când se mărește și rămâne în aceeași stare sau s-a îndreptat doar puțin, nu se îndreptățește. Cu cât trec anii, cu atât omul se maturizează duhovnicește și, dacă pune în valoare experiența din trecut, înaintează mai staturnic și mai smerit. De multe ori urcușurile și coborâșurile în nevoință ajută pentru o călătorie duhovnicească statornică și rotnică spre cele de sus. Copilul mic, când începe să meargă, este firesc să se rostogolească câteodată pe scară, să se lovească cu capul de balustradă, să urce pe scaun și să cadă. Nu-și dă seama că dacă urcă pe scaun și calcă pe margine, va cădea. Dar cu cât crește, dobândește experiență, se maturizează și începe să ia aminte. Data trecută, se gândește el, m-am urcat acolo și am căzut, acum nu o să mă mai urc. Tot astfel și în nevoința noastră, atunci când pe toate le supraveghem și punem în valoare binele, dobândim experiență pe care de o vom folosi ne va ajuta mult. Îmi aduc aminte că acasă, la Conița, aveam șase cai, mari și mici. Într-o zi, în timp ce îi treceam peste un podeț făcut din trunchiuri de copaci și scânduri, un lemn putred s-a rupt și piciorul căluțului celui mai mic, care avea patru ani, a fost prins între lemne. De atunci, deși am făcut un podest mai mare și am pus lemne sănătoase, cu toate acestea, când ajungeam acolo, căluțul se oprea, își plătina capul și ori rupea căpăstrul și fugea, ori sărea dincolo. Dacă acel cal de patru ani, care este cal, folosea experiența și nu mai călca cu piciorul pe podeți, cu cât mai mult omul trebuie să se folosească de experiența acumulată din căderile lui. Părinte, nu am iubit smerenia, jertfa, primirea nedreptății. Nu este exact așa cum spui. Eu nu mă neliniștesc pentru că văd că înăuntrul meu a intrat neliniștea cea bună. Repede te vei elibera de patimi, pentru că ai început să te cercetezi pe tine. Aceasta ajută mai mult decât orice altă nevoință. Cel care se cercetează pe sine își lasă cele vechi ale lui și intră pe drumul duhovnicesc cel corect. Omul nostru cel vechi fură ceea ce face cel nou. Când învățăm să-l prindem, îi prindem pe toți hoții ce ne fură bunătățile pe care ni le dă Dumnezeu și astfel ne rămâne nouă bogăția duhovnicească. Părinte, atunci când mă mâhnesc mult pentru vreo greșeală, de pildă pentru că am vorbit urât unei surori, oare aceasta mă ajută? Ajută, dar să iei aminte să nu depășești limitele, să te mâhnești dar să te și bucuri totodată pentru că ți s-a dat prilejul să ți se manifeste boala și să o vindeci. Să cugeți, de vreme ce vorbesc curăt și mă comport astfel, înseamnă că există o oarecare patimă în lăuntrul meu și s-a evit această ocazie să iasă afară ca să o văd și să o îndrept. Firește, vei cere și iertare de la acea soră. Căderile te ajută să te cunoști pe tine însuți. Toate ies la suprafață, și încet, încet se face lucrarea cea bună. Vezi că și medicii dau uneori bolnavilor diferite substanțe pentru a înlesni manifestarea simptomelor bolii și a stabili un diagnostic corect. Dau, de pildă, glucoză, și după aceea fac analiza sângelui ca să vadă dacă a crescut glicemia. În nevoința duhovnicească este necesară să. Reperăm punctele slabe ale caracterului nostru, slăbiciunile noastre, și după aceea să începem să lovim acolo. Căci, dacă știi concret în ce puncte se află dușmanul, te miști cu siguranță. Pui harta jos și spui: Dușmanul este aici și aici. Noi trebuie să apucăm să prindem aceste și aceste puncte. De acolo vom cere întărire. Aici este trebuință de aceste arme. Și așa mai departe. Adică îți poți desfășura un plan, dar ca să afli unde se găsește dușmanul, trebuie să te neliniștești și să cercetezi, iar nu să dormi. Părinte, oare este mai bine pentru cineva să-și afle singur slăbiciunile sau să îi le spună alții? Este mai bine să caute să-și le afle singur. Dar și atunci când îi le spun alții, să nu reacționeze, ci să primească aceasta cu bucurie, pentru că se poate să creadă că se vede corect pe sine însuși, dar de fapt să se vadă așa cum ar vrea el să fie, nu așa cum este de fapt în realitate. Părinte, oare ceilalți mă văd pe mine mai bine decât mă pot vedea eu? Omul, dacă vrea, se poate vedea mai bine pe sine, adică poate localiza mai bine o reacție a sa, o greșeală a sa și poate afla din ce cauză a provenit. În timp ce altul trage concluzii doar din presupunerile pe care le face. Părinte, se poate ca cineva să încerce să se vadă pe sine așa cum este și să nu reușească da, căci dacă în încercarea aceasta a lui există mândrie, nu se poate vedea pe sine precum este în realitate. Omul se vede mai bine pe sine atunci când se oglindește în alții. Dumnezeu dă fiecărui om harisma ce îi trebuie ca să se ajute, indiferent dacă o pune în valoare sau nu. Dacă o pune în valoare, va ajunge la desăvârșire, și slăbiciunile sunt ale noastre. Fie că le-am dobândit din propria noastră neatenție, fie că le-am muștenit de la părinți, fiecare din noi trebuie să facă nevoința potrivită pentru a se elibera de ele. Dar, până ne eliberăm de ele, trebuie să ne oglindim pe noi înșine în cusururile celuilalt și să cercetăm unde ne aflăm. Dacă, de pildă, vedem în celălalt o slăbiciune, imediat să spunem, Ia să văd, nu cumva o am și eu? Iar dacă o avem, să ne nevoim să o tăiem. Părinte, dacă gândul îmi spune că nu am slăbiciunea aceasta, ce să-i răspund? Să spui, eu am altele mai mari. Aceasta este foarte mică în comparație cu ale mele. Se poate ca uneori slăbiciunile tale să fie mai mici dar să ai și mai puține circumstanțe atenuante. Dacă se cercetează cineva în felul acesta, vede că el are cusururi mai mari decât celălalt. Apoi vede și virtuțile celuilalt. Ia să văd, își spune, există în mine această virtute? Nu. Vai, cât sunt de departe de măsura la care trebuie să ajung. Cel ce lucrează așa de toate se folosește. Se schimbă în sensul cel bun și se desăvârșește. Se folosește de sfinți, se folosește de nevoitori, se folosește chiar și de oameni din lume. Pentru că de ar vrea, de pildă, un mirean, care nu se bagă în seamă pe sine, ci se jertfește, va spune, Oare eu am această mărime de suflet? Nu o am și mai sunt și om duhovnicesc și atunci va încerca să-l urmeze. Cu toții avem de făcut multă treabă. Bunul Dumnezeu pe toate le economisește spre binele nostru într-un chip înțelept. Părinte, de obicei îmi dau seama de mândria pe care o am abia după aceea, adică atunci când cad. Scopul este să-ți dai seama de ea înainte de a cădea, când cineva îți spune că ai făcut ceva bun, să nu simți satisfacție, să nu se prindă, să nu se lipească lauda de tine. Ce m-ar ajuta să ajung la această măsură? Cunoașterea de sine. Dacă omul se cunoaște pe sine, s-a terminat. Laudele sunt după aceea corpuri străine, nu se lipesc de el. Atunci când, de pildă, Cineva știe că este rob, nu se poate lipi de el gândul că este împărat. Și tu, dacă vei crede că ești prințesă, vei avea lipsuri. Dacă m-aș pregăti de mai înainte ca să nu primesc lauda, aceasta nu m-ar ajuta. Aceasta firește că trebuie să se facă, dar uneori vei fi pregătită, alteori nu. Scopul este să te cunoști pe tine, dacă nu-și cunoaște cineva omul său cel vechi, nu se smerește și nu se poate face ruperea duhovnicească a persoanei lui pentru ca să intre pe traiectoria duhovnicească, ci rămâne pe traiectoria lumească. Părinte, mă pot cunoaște pe mine în chip greșit? Dar noi nu vorbim despre starea greșită. Cel care se cunoaște corect pe sine are smerenie, iar când omul se smerește, negreșit va veni harul lui Dumnezeu. Cel care face lucrarea care îl ajută să se cunoască pe sine, se aseamănă cu cel care sapă adânc și află metale în adâncul pământului. Și cu cât înaintează mai mult în cunoașterea de sine, cu atât mai jos se vede pe sine și se smerește, însă mâna lui Dumnezeu îl înalță mereu. Iar când se cunoaște deja pe sine, smerenia lui devine o stare firească și harul lui Dumnezeu își face moratoriul, adică își prelungește perioada de ședere. Atunci nu se mai primejduiește din pricina mândriei, în timp ce acela care nu face lucrarea aceasta își acoperă mereu gunoaiele, își înalță mereu vârful, stă puțin la înălțime prin mândria lui și în cele din urmă cade grămadă. Părinte, adeseori văd slăbiciunile altora și îi judec. Dar boala ta ți-o știi? Nu. Din acest motiv vezi boala celorlalți. Dacă ți-ai fi cunoscut boala ta, nu ai fi văzut boala altora. Nu spun să nu participi la durerea lor, ci să nu te preocupi de greșelile lor. Dacă omul nu se preocupă de sine, Ispititorul îi va da de lucru să se preocupe de alții. Dar dacă face lucrare fină în el însuși, atunci se va cunoaște atât pe sine, cât și pe celălalt. Altfel, prin concluziile greșite pe care le scoate din sine, va judeca greșit și pe alții. Părinte, ce îl ajută mai mult pe creștin ca să se îndrepte? La început, voința Voința este, într-un fel, pornirea cea bună. Apoi, unul ca acesta trebuie să înțeleagă că este bolnav și să înceapă tratamentul corespunzător. Pentru că, dacă este bolnav și își ascunde boala, cândva va cădea grămadă deodată, fără să-și dea seama, dar atunci nu va mai putea fi ajutat. De pildă, cineva știe că are un început de tuberculoză pulmonară din precina căreia nu are poftă de mâncare. Îl întreabă lumea, de ce nu mănânci? Ei, nu-mi place mâncarea aceasta, răspunde el. Apoi are dese slăbiciuni și nu mai poate merge bine. De ce merge așa? îl întreabă. A, îmi place să merg încet, zice el ce să alerg ca un nebun? Nu spune că are slăbiciuni și de aceea nu poate merge. Apoi începe tusea. De ce tușești? Ei, din pricina alergiei. Nu spune că plămânii îi sunt stricați. Apoi mai scoate câte un scuipat cu sânge. Ce este aceasta? îl întreabă unul. Ei, mi s-a iritat laringele, și toate acestea, părinte, deoarece nu vrea să-și descopere tuberculoza? Da, deoarece o acoperăm. O acoperă, o acoperă și după aceea moare de tuberculoză galopantă. Se sparge plămânul, se umplu ligiene de sânge, cade jos și în cele din urmă se descoperă boala lui, dar foarte greu mai poate fi ajutat. În timp ce, dacă ar înțelege că simptomele ce apar sunt de la tuberculoză și ar primi tratamentul corespunzător, s-ar face mai sănătos decât cel sănătos. Vreau să spun că și în viața duhovnicească, acela care își justifică patimile sale, primește în cele din urmă o înrăurire diavolească și nu se poate ascunde. Știi ce înseamnă să primească omul înrăurire diavolească? Se sălbăticește, se face fiară, se împotrivește, vorbește urât, cu obrăznicie, și nu primește ajutor de la nimeni. De aceea, lucrul cel mai important este ca mai întâi de toate, omul să-și cunoască boala pe care o are și să se bucure că a depistat-o. De aici înainte, trebuie să primească tratamentul, medicamentele potrivite și să simtă recunoștință față de medic care este duhovnicul sau starețul său, iar nu să se împotrivească. Iată, bolnavul își întinde mâna ca să îi se facă transfuzie. Este înțepat, îl doare, dar primește, deoarece știe că aceasta îl va ajuta. Sau o operație, câtă suferință nu are. Dar omul primește să o facă pentru a se însănătoși, Ascultă, se poate să nu o primești cu plăcere, dar îți dai seama că ceea ce ai făcut nu este bine? Da, îmi dau seama. Ei, dacă îți dai seama este ceva și aceasta. Vezi, bolnavul ia un medicament care este amar, dar îl primește mai cu plăcere decât o bomboană, pentru că își dă seama că îl va ajuta. Dacă nu primește medicamentul amar, nu se vindecă. Trebuie ca omul să-și cunoască neputința sa, să primească medicamentele, ca după aceea să-l întărească Hristos.